Primăria Timișoara are programate numeroase intervenții de îngrijire a spațiilor verzi din toate cartierele. Programul vizează toate zonele verzi ale orașului. Prioritatea au școlile, parcurile, locurile de joacă și bulevardele principale. În aceste zone sunt programate și în continuare intervenții frecvente pentru a menține un nivel ridicat de curățenie și estetică. Menținerea spațiilor verzi curate și bine întreținute este esențială pentru asigurarea unui mediu urban sănătos și estetic. Echipele societăților din subordinea primăriei și ale firmelor contractate lucrează cu program prelungit și desfășoară lucrări de cosire, toaletare și curățenie a vegetației pentru a preveni dezvoltarea necontrolată a buruienilor și a asigura un aspect plăcut al orașului. Lucrările de întreținere a spațiilor verzi includ cosirea ierbii, greblarea rondurilor, tăieri de corecții și degajarea terenurilor de deșeurile vegetale, transmit reprezentanții primăriei Timișoara. În funcție de necesități, echipele partenere vor acționa în toate cartierele orașului, asigurându-se că fiecare zonă verde primește atenția cuvenită. Locuitorii sunt rugați să respecte indicațiile echipelor de lucru și să evite zonele în care se desfășoară activități de întreținere.